Sute de persoane au luat parte la proteste care au avut loc în Franța. Cetățenii francezi își apără dreptul la avort și își arată în același timp susținerea pentru femeile din SUA după ce Curtea Supremă a decis anularea protecției juridice pentru întreruperile de sarcină. Manifestanții, printre care s-au numărat și bărbați, au defilat în timp ce scandau de la New York până la Paris avort liber și gratuit. Parce que moi j'ai déjà eu une IVG et que j'étais obligée d'être ici aujourd'hui, genre important, très important. Sinon j'aurais un enfant que j'avais pas voulu. Et voilà. La protest au luat parte mai multe asociații feministe, sindicate și partide politice. Astfel, în toată țara au avut loc aproximativ 30 de manifestații. Ils se foutent le doigt dans l'œil. Tout peut être retiré, surtout quand il s'agit de règles sur les femmes ou les enfants, les minorités d'ordre général. Il faut s'accrocher à ces lois parce que celles-ci, elles peuvent être retirées du jour au lendemain si on n'est pas attentif. Aux États-Unis, ça s'est produit en un claquement de doigts. On n'en avait pas spécialement entendu parler en France. Astfel de proteste au avut loc și în Germania, dar și în Melbourne, Australia. Protestele au luat amploare după ce în SUA, Curtea Supremă a decis să pună capăt garanției juridice federale a întreruperii voluntare de sarcină în toată țara.